Gata, salutare, oameni buni! Suntem din nou la Georgică, în savana ialomițeană. Ne așteaptă mai încolo caprele. A început să prindă contur, băi, fane, și savana asta ialomițeană. Nu mai e trist așa cum era. Uite, știi ce verde e. E primăvara. Ce a venit, adică, gata. Deci e primăvară, dar astăzi e o temperatură neobișnuită pentru perioada asta. Ia o te ce de ce dă tricou, oameni buni? La unul pe e, și eu am tricou. Nu, chiar, dar chiar e cald. E foarte cald. Ia zis, s-a acomodat cățeaua? Da, cățeaua s-a acomodat. Mara. Mara e... Stau grupate aici lângă apă, la umbră. Caprele, da, le țin puțin afară, că e prea cald în saivan. O să le bag, că n-am ce să le fac. E prea cald în saivan acum, nu? Da, dar tot le bag, că n-am gardul, nu-i făcut, am de lucru mult și n-am timp și mai durează, le mai sunt câteva zile în saivan. S-a terminat cu fătările? Cu... Cam aproape, da. Mulțumit de metisarea asta ce ți-a dat. Da, bineînțeles. Eu dacă nu sunt mulțumit, nu mă apuc. Bă, adică dar ce e frumos aia acolo. Da, ăla e purtând. Ăsta ultimul? Amândoi ultimii sunt. Ultimii sunt puri? Prax, da. Mamă, anglo-nubie. Și fată și... Care fată? Frumos tare. Băiatul ăla mai mare, ăla colorat. A, bă, da, ăla e frumos, îl oprești? Da. Iată urechceau. Ăla, da. Ăla, da. Deci, no. Apropie-le, dacă vrei să vezi urechele. Păi le dă văzut. Și... Da. Oile Romanovu? Acolo sunt. Are ceva dacă mai mergem încolo spre ele, să ele să duc încolo? Dacă se duc, nu-i problemă, dar trebuie să ai asta pe sfermă și pe focolim. Așa. Câte trei, câte patru, iezi Romanovu de... Nu, unu. A, câte unul. Unu, da. Au, te cățea și-a luat George și ceva aici. Atitudine. O cățea. Au, te căpățână cea. Da, masivă cățea asta, după cum ați mai văzut. Ia uitați. Ia uitați cățea groasă. Le spui cu Beto. Asta cu Beto egal... Love. Până unde are sârma Georgică? Până aici. Până aici, oh, oh. Da, ce condiții le oferă Georgică. Ei nu prea-i dau drumul și de-aia are sârma lungă. Are sârma lungă, da. Asta. Ca să nu stea chiar un metru de lanț. De uite, uite, metru, uite. 4 metri de lanț. Uite, ce vin. Nu, că era bine. Era de tot. Toate, parcă nu prea pare așa, dar e... E data dreapta. Uite Romanova, uite-o. Da, vine, ce să mai sezonul, retunse, trebuie... Asta e. E de treaba acum. Multă. Tot așa, singur la toate. E, normal. Nu ți-ai mai luat niciun angajat, nici. Nici am vreo șase. Șase angajați? Sunt la interviu. Da, stai să vedem dacă sunt calificați pentru munca asta, că nu merge așa. Ai pregătit un set de întrebări. Ai de capul, nu. Și teste, proba fizice, practică. Grilă. Da, probă practică, nu. Și teorie. Bă, dar e frumos ca nu s-a întrebat. Da, chiar e iam. Ia uite ce uger are asta aici. Da, da, e un Dane. Uite uger acolo. Uite Dane, capră cu uger. Ia, uite ce roșie, e așa de acolo. Ia uite uger acolo. Aia e recordul. Mai am câteva. Dar sunt multe, aia încă n-a fătat de aia. Dar celelalte le-am, n-o mai au ies. Și iau cam... De fapt, la niciuna nu iau un litru jumate la mulsoare. Între 1.800 și 2 jumate la mulsoare. Da. Cu vreo 6 capre umplu găleata de 15 kg. Mă. Eu. Bine, nu toată, majoritatea au ies, dar sunt vreo 7. Dacă vă întrebați cât lapte produce o capră la Georgică, uite ce v-a zis. Acum e început lactație de aia, nu? Nu o să fie pe viață. Pe viață, pe vară, mai scade. Uite-ți acolo. Vina, Chichi. A, da, ce frumos se văd capre între copaci ăștia. În spate. Da. Se sizez așa și o ușoară... Joacă între țape așa. A, să da. Mai împung așa ușor. Tatonează toată vara, toată iarna. Ei, trece încoace.
Unde le trebuie? Era să zic, bă, dar cum de nu era fetele la leg? Uite, Romanovu, ce bine stă aici între capre. Gata. Păi, da, ce vreme frumoasă, nu? Frumos tare, pe afară. Să uite și iedul ăla în copac. A, iedul ăla în copac, da, mă. Ăla-i tot bucovinean, iedul ăla din copac? Da, nu mai tot bucovinean. Bălțat, nene, bălțat. Ai văzut ce te-a impresionat iedul bălțat? Da. Da? Deci culoarea bălțată, că e cal, câine, capră, oaie, porumbel sau găină, te impresionează. Negru e o culoare frumoasă la mașini, știi? Da, da. Uite ce frumos stă negru pe... Ăsta? Tuciuriu ăsta? Tuciuriu. Îl aștept să facă săină, să dat de fapt noastră, că e berbec. A, nu știu. Am și mia, la noi aici a plecat. Uite cum s-au dus pe malul gârlii. Păi de ce, la parte ai mai multe. Nu, no. Din cauza că stiezi, între ele par mai multe. Cât iezi ai? Aia, nu, 50. Păi aia nu prea. Eu opresc prima serie. Nu mai opresc. Aia nu opresc tot ce... Tot ce zboară să mănâncă. Chiar tot, dar ce naiba fac cu atâția ieri? Și așa mi-a mâncat suflet pe ăștia, s-a urcat pe masă, pe balos, pe... la unde nu se urcă. Strică tot. Deci când se fac ei o grămadă de ieri și încep să ia razna pe toate alea, e pe ei acolo unde la masă, la intrare ei, i-a făcut o varză peste toate, a trântit toate. Uite că țeaua aia încearcă să ajungă la iedul ăla. Nu îi face nimic. Nu îi face nimic, dar încerca să ajungă un pic la el. A, și dacă îl mănâncă nu mă supăr, dar nu îi mănâncă. Ia uite-i. Pe ăia pui umblă amândoi, e? Care? Ce pui? Pe ăia doi? Pui. A, puri? Vezi, dacă sunt frate, vezi, sunt frate și diferența așa doar. Mascul e mascul, femeala e femeala. Și cât se duc încolo? Încă câteva sute de metri? Da. Se duc, de fapt trebuie să le opresc eu, că probabil că se duc, nu se mai opresc. Hai să mergem să le oprim. N-am, nu, nu. A, nu acum? Gură. A, le las acolo să-și facă damblau, că mai am le dai comandă. Da, că dacă le opresc, se întorc înapoi, așa că... Uite, ăștia au rămas aici, izolați. Hai să mai vedem cum gospodării. S-a ce aflat cu litrii produse în capa, așa? Da, faceți calcul, caprele bune. Undeva la 3-4 litri, la 5 litri, afră bună. Ia uitați, oameni, ce frumusețe de peisaj cu iarbă. A crescut iarba, a trecut iarna. De când ai mai fost voi soare? De 2 săptămâni? Da, dar nu era iarba asta. Da, a înverzit, s-a mărit iarba, a crescut. Uite, și întorcătorii ne urmează. Avem surpriză cu întorcătorul, vreți să aflați. Ce surpriză avem cu întorcătorii? Avem niște pui de întorcători. Avem pui? De rachetele astea, uite. Câți pui a fătat? 5. 5? E ceva. 5 pui, da. Mai mult decât mașter. Așa că nu ezitați dacă vreți vreo rachetă de-asta mondială. Contactați-vă. A, așa, vreo 2 soldate. Da? Mai sunt doar 3. Da. Ediție limitată, oameni buni. La ce sunt? Femele? Masculi? 2 masculi și 3 femele. 2 masculi și 3 femele. Da, o pereche sunt, da. Deci un mascul și 2 femele. Un mascul și 2 femele au rămas de dat. Bine. Încă nu sunt, că au... Sunt prea mici, da? Zic, da, pe viitor, așa. Da, arvuniță, vorbiți pentru... N-au nici o lună, n-au. Păi, vedem, îi filmăm, a? Băi, ce porumbei speciale ale Georgica. A, i-a dat cineva mesajul Fane să filmeze porumbei. Ia, ia-o pe partea aia. Îi vezi pe asta. Aha. Hai, nu mai dă și de ornament acum? Da.
interesanți. Frumoși tare. Da, nu mai am scos. Ia uite și pui Mirca. Ah, da, păi și ăștia sunt pui de afară. Sunt pui ăștia? Da. Bine, pui Hendrica, și au deja alți frați mai mici care urmează. Uite, acolo sunt ceilalți. Acolo sunt voltații. Voltații. Da. Rațele astea, deja celebre. De rasă. A, mă, uite, voltați aici. Ce frumos, ce mare în față. Care, mă? Ăla de-n jos. A, ăla de acolo? Aha. Găinile deja s-au retras în nisipurile astea să se mai răcească, să se mai răcorească. Destul de cald. A, iedul ăla, aha. Că l-am lăsat acolo, de fapt că nu l-am adus. Ăla e iedul care a căzut în apă. Ia, să vedem. Ce face Georgica în timp? Are și minge. Basket. Basket. Da, mă miram eu. Ce e înalt așa, bă? Se joacă foarte mult basket aici, la stâna lui Georgica. Coșul unde e, bă, Georgica? Uite, altul aici, care stă ca boierul. Ăsta e sport original, bă, Georgica? Nu. Bă, ești original. Ia, mă. Aha, ce urechi are, da? Original? Da, nu e original. Uite, uite. Asta e frumusețe rară. Leopard. Băi, omule. Ăsta, ăla-i de ieri, ăsta, tot de ieri. Ce culoare are, nu vezi, băi, fani? Da, mă, da. Asta să vezi, mă. Se face ca pat. Super. Frumusețe rară, bă. Și ăsta, Doamne, și ăsta e frumos. Ăsta e, dar ăla e ceva rar. Da, ăla e... Ăsta nu-l primește, mă, ăsta, vedeți. Ăsta nu-l primește? Băi, pată, băi. Așa ceva se naște rar. Da, un exemplar reușit. Mai ales prin acest colorit. Păi, prin colorit? Da. Să vedem așa și din poziția asta, să-i vedem un pic construcția capului. Uite ce cască. Da, frumos, mă. N-am mai văzut până acum așa, e frumos. Da. Și ăsta, noroc, Dane, și ăsta a căzut în apă și l-a scos Georgica din râu. Cu eforturi mari a reușit să-l scoată, să-l salveze. S-a rănit, ne-a arătat. S-a rănit un pic, dar e în regulă acum. Stai acolo, că nu-ți fac nimic. Uite că s-a ridicat și ăsta în picioare. Ce expresie facială are, uite cum suflă așa. Da. Foarte frumos. Pată. Ăsta-i descendent din pată direct. Oameni buni, acum să vedem puii de întorcător, pe care
Georgica i-a îngrijit. De fapt nu le-am făcut nimic. Îngrijește mama, da. Da, da, greu. Da, da, așa sună, așa sună textele. Nu i-am produs greu. Biblice. N-am produs că n-am avut mascul. Acum dacă l-am avut fără astea... Și care a fost adică? Numai Cici, fată. Bătrâna Cici. A, bătrână, tânără. A, bătrână, fată. 7 ani are, cred că. A, mai merge 20. A, încă 7, că sunt vreo 15 ani. A, iată, vă, de unde-i scoate, bătrână. Ia să vedem acum coșul cu minuni. Ia! Bișonei. O, hai că scoate-i afară mai bine. A. Iată, bă, ce are George. Iată, bă, iată. Ce, bă, ce, bă, iată, bă, bursuc, ce, bă, iată, bă, ia. Ia, uite, bă. Ia, uitați ce frumusețe de întorcători, oameni da, buni. Bă. Uite, măsa e vigilentă. Da, 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 ia. Gata. Mama lor a și intervenit. Câte zile au, băi, Josh? Abar, pe 12 sunt fătați, nu știu cât suntem. 12, cred că am aproape de 3 săptămâni, nu? Cam așa, da, le-a dat ochii bine, uite. Da, le-a dat, nu, eu uite. Da, trebuie să apuce de mâncare. Cred că da, cred că trebuie să încep să-i dau pe mâncare, eu. Dar trebuie să le schimb cutia, că asta nu poate să iasă din ea. Da. Și la momentul ăla n-am avut în ce să o pun să pete și am pus-o și-o cui barul ăsta aici. Mamă, ce negri. Ia-o-te, ia-o-te. Eu-ți placeți. Vezi, bă, ce frumos să văd. Ia-te, bă, bă. Da? Rottweileri. Rottweilerii, da, ia-o-te. Da, unii sunt gheauși, vreo 2, 3, cred. 2 negri. Ia, de mult, că vreau să-i scoadă. Acum s-a pus să sugă eu. Lasă-i să sugă. Nu vreau să intervenim în procesul de adăpare. Ia uite, bă, efectiv așa ceva e, este fantastic, oameni buni. Ia uite, porceluși de Guinea. Uite cum sug la măsa, oameni buni. Ceva, ceva foarte, foarte aveți interesant. Aveți tu care 5 pui și minus colizitatea asta i-a dus pe toți la fel? Ha, și da, frumos, bă. Și graș, și rotund. Vezi? Cicilica, băbuța. Băbuța jupuită, da, săraca. Da. E jupuită, da, să că te îmbrăză. Și face și servici. Deci ea n-a lipsit nicio zi de la servici. De la muncă. Nici da, când, în ziua când a fătat. N-a lipsit. Da, nu. Ia serviciu-i servici, nu. Dar ce fel de rasă e, băi, Georgica? Nu știu. Nu prea am văzut pe la altele, așa mici. Da, da, într-adevăr, ea și cu fisa sunt... mai rarități, așa, din cauza mărimii, adică sunt foarte minuscule. Normal, ei sunt mai mari întorcătorii, știi că am observat și la raste, raste e mai mare, dar știi care e treaba? Îl și ajută mai bine corpul mai mare să facă un serviciu mai bun, știi? Mult mai eficient, la orice. Adică pe raste nu-l punge capra, astea-s mici, dacă vine boala, o ia la bătaie. Trebuie să fie... Intervin, bine, că de-aia aveam două, că să băga una. Te completau? S-ajuta, da, s-a ajutat una pe asta. Dar asta n-are nevoie. Mult mai bun pe teren, fuge mai mult, mai repede. Deci au un tată de excepție pe meserii. Da, asta e un câine deosebit, face... Deci eu, pe Rasti și pe Alma, care nu e pe aici, sunt, am cea mai mare bază de câine aici la, la stânt. La... vorbesc de șacal, de sălbătici undeva. Deci Rasti e bombă cu pisil. Deci foarte tare la șacal, la câini, la om, la orice. Rasti... mușcă și omul Rasti, da, dacă da, e dacă cazul, nu? Tine, așa i-am zis lui Dan și nu m-a crezut. Da? Facem o probă. Vreau să-l încercăm o dată la manșon, să vedem. Da, nu, Rasti chiar e bun. E și bun la animale, la servici, la capre, e și bun la sălbăticiuni și bun de pază. Deci eu câinele complet. Ce sug acolo, acum, până termină ea de
hrănit pui, nu poți să o duci acolo, nu? Unde vrei să o duc? Nu, înapoi acolo, zic. O lași aici. Poți să o duc cum vreau eu, ce treabă. Nu, zic, e grea. E și grea. E da, grea. Are vreo 4 kg. Are vreo 4 kg. Adică o să fiu supra-solicitat. Bă, poate te durea mijlocul, știu eu. 4 kg cățeaua, 200 de grame cățelul. Nu vezi, bă, mușchi ce-a făcut. Da, oh, aleu, mamă, se umflă, bă. Se umflă prin gel. S-a negri mușchi, bă, e făcut. Da, da, da. Băi, Dane, ia uitați, mă, ce bea Dan. Ia uitați, oameni, mă. Ia uitați, de, de granini, de ce e, de vișină putredă. Și eu i-am zis să nu mai bea alcool. Dacă l-a băut, opa, opa, opa. Ce forță are. Opa, opa, stai acolo, să lupe, stai acolo. Am să te rog, Dane, să îmi pui și mie un pahar. Bine, mă, fane. Chiar dacă conduci, o să spun că o să stai 2-3 ore la Georgica și o să-ți treacă. Da. Nu conduc, mă, niciodată. E regulă la mine, nu beau. Am zis, să rămâi aici. Decât are, suc, are suc beau. Are mașină pe telecomandă, n-are nevoie să... E suc, oameni buni. Să o conducă. Ce crezi că... Dar n-ai, că oricum până postezi tu, nu... Ce, te așteaptă un polițai la colț? Nu, te așteaptă. Nu e vorba de poliție, e vorba de etica, etica a, mea, corect. Ca om, moralitatea da, mea, da, da. Care niciodată nu mă lasă. Bravo, bravo, fane. De ce să pun în pericol viața altora? Da. Păi da. Și viața canalului, fane și crini, dacă ți-a permis. Da, dacă no, mi-a permis. Ce-a șofer, ce, n-ai permis? Dacă eu vin și eu așa când pot, ai văzut. Hai, te angajează cu normă întreagă, ce să mă. Asta că ne luăm bicicletă, mă, și tot mergem. Mai tare, ca în Germania. În Germania toată lumea merge cu bicicleta, mașina mai salta. Păi da. Bine, cu mașina ea merg cu 250, deci așa ei merg cu bicicletă. Oameni buni, sper că vă plac cât de cât aceste glume, mici glume prietenești ale noastre. Deși le facem când cât suntem... Cât, acum și dacă nu vă plac, aia e situația, de-a. Da. Da. Mai mult de atâta nu putem. Vă faceți că plouă și cu asta va. Da. Ia uitați ce avem un curcan. Frumusețe de curcan aici la stână la Georgica. Uitați cum vrea să bea apă. Ia uite ce s-a înfoaie.